Salutare, dragi pariuri! Eu sunt Georgiana și bine v-am regăsit la o nouă ediție Pariuri Sexy. Haideți să vedem împreună ce meciuri tari v-am pregătit în această zi de miercuri. Cu 4 etape înainte de finalul primei ligi a Braziliei, Internațional Porto Alegre este pe primul loc, având un avans de 4 puncte peste campioana Flamengo. Albroșii au câștigat până acum de 3 ori campionatul național, însă ultima oară au ridicat trofeul deasupra capului în 1979. Actualul antrenor al lui Internațional este Abel Braga, sub comanda căruia au reușit în trecut poate cele mai mari performanțe din istoria clubului. În 2006, aceștia au câștigat Copa Libertadores în fața lui São Paulo și ulterior au reușit să câștige campionatul mondial al cluburilor în fața unei echipe a Barcelonei din care făceau parte nume precum Ronaldinho, Deco sau Rafa Marquez. În 2016, clubul a retrogradat în a doua ligă pentru a reveni înapoi pe prima scenă a fotbalului brazilian după doar un sezon. Însă, de atunci, nu a mai reușit nicio performanță majoră. Acum, Inter poate scrie din nou istorie și în etapa cu numărul 35 primește vizita lui Sport Recife, echipă aflată pe locul 14 în afara locurilor ce duc în competițiile continentale, la doar un punct peste locurile retrogradabile. Gazdele au pe teren propriu 6 victorii la rând, în 5 dintre acestea înscriind minimum 2 goluri. Pentru pontul zilei de astăzi, vom paria cu ajutorul funcției Super Combo de la GhetzBet pe o cotă de 1.70 pentru pronosticul 1 și peste 1.5 goluri la Internațional Sport Recife. De 8 ori câștigătoare a Cupei Angliei, Chelsea se poate revașa față de fani pentru sezonul sub așteptări, câștigând cea mai veche competiție din lume. Până la final, trebuie însă să treacă și de echipe mai mici, ce de multe ori pot fi incomode pentru giganții din Premier League. În optim, testul de care trebuie să treacă echipa albaștilor este deplasarea de la Burnley, echipă de la mijlocul clasamentului în a doua ligă engleză. Chelsea, cu noul antrenor Thomas Tuchel pe bancă, nu a primit gol în ultimele 3 meciuri, iar ultimul duel cu Burnley l-a câștigat cu scorul de 6-0 în acest sezon din Cupa Ligii Angliei. Oaspeții sunt mari favoriți și în această partidă, iar pentru prima selecție de pe biletul zilei, alegem pronosticul Chelsea înscrie peste 1.5 goluri cu o cotă de 1.37. Cupa Franței este o altă competiție din hexagon pe care Paris Saint-Germain a pus stăpânire, reușind să câștige de 13 ori acest trofeu. În acest sezon, Mbappé și Neymar au din nou un plan să cucerească tot ce se poate pe plan intern, iar astăzi se deplasează pe terenul divizionare secunde, Caen, echipă aflată abia pe locul 11 în Ligue 2. Ultima întâlnire dintre cele două datează din martie 2019, când PSG a câștigat în deplasare cu scorul de 2-1, după ce gazdele deschiseseră scorul. În 5 din ultimele 6 meciuri jucate de parizieni s-au înscris cel puțin 3 goluri, lucru ce este de așteptat să se întâmple și astăzi, într-un duel foarte dezechilibrat. Am ales așadar pentru a doua selecție de pe biletul zilei cota de 1.48 pentru pronosticul peste 2.5 goluri în meci la Caen-PSG, iar cota totală a biletului zilei ajunge la 2.03. Copa Italia este la un pas de finală, iar pentru unul din locurile în ultimul act al competiției se luptă Atalanta și Napoli. Napoli vine din postura de deținătoare a trofeului, după ce sezonul trecut echipa lui Gattuso a triumfat la penaltiuri în finala cu Juventus. De cealaltă parte, Atalanta a jucat finala acum 2 sezoane, însă a pierdut cu 2-0 contra lui Lazio Roma. Până acum, Napoli a jucat 10 finale, din care a câștigat 6, în timp ce Atalanta a jucat doar 4 finale și a câștigat una singură, tocmai în 1963. În tur, pe stadionul Diego Armando Maradona din Napoli, cele două au remizat cu scorul de 0-0, iar în ultimul meci direct de pe stadionul din Bergamo, gazdele de la Atalanta s-au impus cu scorul de 2-0. În campionat, ambele echipe au șanse la un loc de cupă europeană, însă calificarea în finală le poate aduce, pe lângă gloria unui trofeu ridicat deasupra capului, și siguranța participării în competițiile continentale, în cazul în care se vor impune și atunci. În ultima etapă de campionat, Napoli a pierdut în deplasare la Genoa, scor 2-1, în timp ce Atalanta a remizat incredibil cu Torino,
3-3 după ce a avut 3-0. Atalanta a arătat că se poate descurca și fără Papu Gomez, plecat de curând la Sevilla. Însă Napoli trebuie să reziste fără nume de bază, precum Mertens sau Koulibaly. Echipa gazdă pornește ca favorită astăzi, iar forța ofensivă cu care ne-a obișnuit trupa lui Gasperini și faptul că Napoli a pierdut în ultimele 3 meciuri jucate în deplasare ne face să ne gândim la o victorie clară a Atalantei. Așadar, vă propun o cotă de 3,15 pentru pariul riscant din această emisiune. Atalanta câștigă la minim 2 goluri diferență duelul cu Napoli din semifinalele cupei. Dragilor, aceasta a fost ediția de astăzi și, în caz că nu știți, vă reamintesc că s-au redeschis aproape toate agențiile GetBet din țară, unde puteți merge și paria cu încredere. Eu sunt Georgiana și vă doresc o săptămână cât mai bună!